Astăzi la ora de cripto vreau să vă prezint un proiect foarte interesant și de urmărit în 2023. Este un proiect pe care multă lume îl știe, iar în următorul an ar trebui să fie cel mai important an al lor. Proiectul se numește Humans.ai și se bazează pe inteligența artificială, care cred eu că va fi una dintre următoarele narrative din cripto. Iar Humans se poziționează foarte bine în acest domeniu, iar moneda nativă se numește HART. Acest videoclip nu este sponsorizat de către cei de la Humans.ai. Eu mi-am cumpărat singur monedele de pe exchange deoarece cred în acest proiect și vreau să ajut acest proiect. Dar până să intrăm în proiect, aș vrea să vă prezint ce este inteligența artificială. Inteligența artificială este un domeniu larg care implică dezvoltarea sistemelor informatice și a algoritmilor care pot îndeplini sarcini care ar necesita în mod normal inteligența umană, cum ar fi învățarea, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor și procesarea limbajului natural. Sistemele AI pot fi antrenate pentru a îndeplini o gamă largă de sarcini, de la recunoașterea imaginilor și a vorbirii la jocuri și conducerea mașinilor. Există multe abordări diferite pentru dezvoltarea AI-ului, inclusiv învățarea automată, în care un sistem AI poate învăța să îndeplinească o sarcină analizând și adaptându-se la date, și sisteme bazate pe reguli în care un sistem AI urmează un set de reguli predeterminate pentru a efectua o sarcină. Și în acest videoclip o să vedeți și cum arată un AI. Hello Stuart, I hope you'll enjoy the journey to learn more about the humans ecosystem. Da, ați văzut, foarte interesant. AI-ul următor. AI-ul are potențialul de a revoluționa multe industrii și de a ne îmbunătăți viața de zi cu zi în numeroase moduri. Poate fi folosit pentru a optimiza procesele de fabricație, pentru a îmbunătăți diagnosticul medical și pentru a face transportul mai sigur și mai eficient. Noi deja folosim AI-ul fără să ne dăm seama. Când folosim Waze-ul, noi ne bazăm deja pe un AI să ne ducă spre destinație sau când vorbim cu suportul unui exchange, poate. Și acum o să vedeți un lucru foarte interesant de la Humans. Investiția coreenilor este estimată la 8 milioane de euro. A Universidade Federal da Paraíba está desenvolvendo cartões inteligentes. Odată înregistrată vocea ta acolo, vocea ta poate fi transformată în multe limbi. Asta mi se pare foarte interesant și îmi place. AI-ul este deja prezent în viețile noastre, dar bineînțeles este doar începutul. Și acum să vedem ce este Humans. Humans AI este o platformă bazată pe blockchain care își propune să revoluționeze modul în care datele sunt colectate, partajate și monetizate. Proiectul se bazează pe convingerea că indivizii ar trebui să aibă control asupra propriilor date și ar trebui să le poată monetiza dacă aleg să facă acest lucru. În centrul platformei Humans AI se află utilizarea tehnologiei blockchain pentru a permite partajarea sigură și transparentă a datelor. Folosind o abordare descentralizată, platforma permite indivizilor să-și partajeze datele cu organizațiile și să fie compensate pentru acestea sub formă de NFT-uri. Acest lucru nu numai că oferă indivizilor mai mult control asupra datelor lor, dar creează și o nouă sursă de venit pentru ei. Una din caracteristicile cheie ale Humans AI este concentrarea pe confidențialitate și securitate. Platforma folosește tehnici avansate de criptare pentru a asigura că datele sunt păstrate în siguranță în orice moment. În plus, permite persoanelor să aleagă ce date doresc să le partajeze și cu cine doresc să le partajeze, oferindu-le control asupra informațiilor lor personale. Se lucrează pe Cosmos și cum ați văzut în slide-ul precedent, blockchain-ul va fi lansat anul viitor undeva în Q2. Va fi primul proiect de AI din cripto care va avea propriul blockchain. Asta este un game changer și gândiți-vă că noi acum știm de AI de câteva luni poate, da? De când a apărut și acel ChatGPT, de când toată lumea și-a schimbat poza de profil într-un AI. Ei bine, ei lucrează la Humans deja de un an de zile.
Și pe lângă faptul că le permite persoanelor să-și monetizeze datele, platforma Humans AI are și potențialul de a îmbunătăți considerabil eficiența și eficacitatea colectării și analizei datelor, oferind organizațiilor acces la o gamă largă de date de înaltă calitate. Acestea pot lua decizii mai bine informate și își pot îmbunătăți operațiunile. AI-ul ca și un NFT. Hei, jag är Diana. Den första människan att skala sin potential med Humans Scale. În concluzie, Humans AI este un proiect extrem de inovator și de viitor care are potențialul de a beneficia foarte mult atât persoanelor cât și organizațiilor. Folosind tehnologia blockchain pentru a permite partajarea sigură și transparentă a datelor, platforma o oferă indivizilor mai mult control asupra datelor lor și permite să le monetizeze într-un mod corect și transparent. De asemenea, are potențialul de a îmbunătăți considerabil eficiența și eficacitatea colectării și analizelor datelor, făcându-l un instrument puternic pentru organizațiile dintr-o serie de industrie. Și au și un parteneriat cu Binance și cu Rapid, vocea comunității pentru Rapid. Asta îmi place foarte mult. Și vă spuneam că 2023 ar trebui să fie anul implementării a tot ceea ce au lucrat ei în ultimul an. Și au adus la viață și un Bored Ape cu ajutorul AI-ului. Just like me, Chile's blockchain will gain AI capabilities through humans. Asta se poate face cu AI. I am Elon Musk. Foarte interesant. Și după aia au apărut pe toate publicațiile mari, pe Bloomberg și pe cam pe toate site-urile foarte mari cu ce au făcut ei. Humans Blockchain, la fel cum vă spuneam, blockchain-ul va fi lansat anul viitor în Q2. Sunt foarte multe lucruri de povestit, dar și îmi pare rău că poate omit anumite lucruri, dar sunt foarte multe lucruri de povestit și aș vrea să comprim toată informația în cât mai puține minute. Și așa arată site-ul lor, humans.ai. Grafica îmi place foarte mult, da? Economia AI-urilor. Și putem vedea printre investitori este și Morningstar Ventures, da? Morningstar Ventures sunt investitori și în Elrond. Vedem Qcoin și Polka Starter. Îmi place și site-ul, arată chiar foarte bine și au creat și 10.000 de NFT-uri. Poți aplica pentru a fi validator și așa mai departe. Ceea ce îmi place la fel foarte mult este partea de scale. Partea de scale va fi următorul launchpad de pe Humans. Ca orice proiect mare vor avea și partea de launchpad, iar primul proiect care va fi aici se numește Ovate. Poate cei care ați fost la X-Day în Paris știți despre Ovate, deoarece au fost pe scenă la Paris. Este un proiect foarte interesant care va revoluționa industria de ticketing. Toate ticketele se vor transforma în NFT-uri în viitor. Iar printre investitori sunt Polygon și Crypto.com. Dar despre Ovate o să vorbim în alt videoclip, deoarece o să fac un videoclip și despre ei. Și la fel, când se va lansa partea de launchpad, poate prin ianuarie, februarie sau prin martie, cred că ianuarie sau februarie, din câte am înțeles, ca să fii activ în launchpad, ca să cumperi Ovate, va trebui să pui monedele la staking, da? O primă opțiune foarte importantă. După aceea mergem la fel pe staking. Dacă îți cumperi monedele de pe Gate, deoarece moneda este lansată pe Gate.io și pe Qcoin, după cum puteți vedea aici, și pe Uniswap. Iar prețul unei monede este 0.0043. După ce îți cumperi moneda, dacă vrei pe Gate sau pe Qcoin, o poți transfera pe MetaMask, iar de pe MetaMask o poți pune pe site. Pe site poți pune, ai multe opțiuni, și anume, poți să câștigi 35% dobândă, APR de 35% și ai un unstake interval de 5-2 de săptămâni și așa mai departe. Ai foarte multe opțiuni, asta îmi place că nu ai doar o opțiune. De exemplu, dacă nu vrei să blochezi monedele
pe un termen lung, ai 15% dobândă anuală și poți face unstake oricând fără să fii blocat. Și după aici găsiți mai multe și despre moneda, despre HART. Vedem că are un supply de 7,8 miliarde de monede și pe ETH scan putem vedea câte monede sunt în momentul de față în circulație. Aproximativ 1,5 miliarde de monede, iar proiectul are în momentul de față 6,3 milioane un market cap. Un market cap foarte, foarte mic. Gândiți-vă dacă acest proiect va implementa ceea ce vor și dacă proiectul va avea un succes cumpărând la acest preț, am putea să facem multe, multe X-uri, deoarece acum câteva zile moneda HART a avut un all-time low, 0.0367, cam pe acolo a fost all-time low-ul pe HART. Moneda, bineînțeles, scade, a început să scadă de la lansare, cred că doar vreo două săptămâni a fost sus, dacă vă arăt pe Qcoin, da? A fost doar în sus, doar în sus. Doar în jos. Două săptămâni a fost în sus, dar după aia a început să scadă, deoarece primul an tot timpul acest lucru se întâmplă cam pe orice proiect. Deoarece toată lumea primește monede din vestare, da? Primește monede, le face dump. Primește monede, le face dump. Asta s-a întâmplat în ultimul an. Dar în decembrie, acum câteva zile, a fost ultima vestare pentru public sale. Deci nu ar mai trebui să fie o presiune de vânzare în viitorul apropiat, da? Adică nu o să mai primească oamenii monede și după aceea să le vândă instant. De asta cred eu că a început să scadă acest proiect în continuu, da? Dar cred că în 2023 ar trebui să fie anul implementării și dacă va avea succes acest proiect, va face foarte multe X-uri. Gândiți-vă un proiect de 6 milioane de dolari și cum vă spuneam, va fi primul proiect de AI din cripto care va avea și propriul blockchain. Asta este un game changer. El lucrează și cu cei de la Cosmos în momentul de față și pe Cosmos lucrează. Deci dacă vreți să cumpărați moneda HART, o găsiți pe Qcoin, Gate.io și pe Uniswap. Și bineînțeles, nu este un sfat financiar. Eu doar v-am prezentat proiectul și ce am făcut eu. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că a fost de folos acest videoclip și vă mulțumesc de fiecare like și de fiecare coment. Pe data viitoare!